Bazele creației. Nu din întâmplare, fluturele viespe. Dacă nu ai auzit niciodată de fluturele viespe sau fluturele cu buline, nu ești singurul. Când cineva vede o astfel de insecte în fața casei, fuge repede după aparatul de fotografiat ca să facă o poză acestei frumoase creaturi. Insecta aceasta prezintă un corp albastru fosforescent cu câteva buline albe și un vârf roșu al abdomenului. Alte buline albe se află pe aripile albastre, brăstate cu negru, iar antenele și picioarele au vârfurile albe. Aspectul acestei insecte este un minunat și rafinat amestec de roșu, alb și albastru. Fluturele cu buline este deosebit pentru multe alte motive, în afară de culorile lui. Nu din întâmplare, creatorul i-a dat o formă care îl protejează din moment ce acest fluture este complet inofensiv, nu înțeapă ca viespile și este o insectă diurnă, adică zboară doar ziua. Prădătorii evită insectele care înțeapă, iar atunci când văd forma aripilor și culoarea roșie a fluturului viespe, se îndepărtează repede pentru a se feri de usturătoarea înțepătură de la presupusa viespe. Nu știm precis de ce Dumnezeul Creator a făcut femeia să aibă un comportament aparte decât cel al majorității fluturilor atunci când era gata de împerechere. În loc de a emana feromoni ca să semnaleze prezența sa masculului, care are același aspect ca ea, ea transmite semnale cu ultrasunete, astfel că acesta, aflat la o mare distanță, știe pe ce crenguță stă ea în așteptare. Masculul, nu din întâmplare, are propriul aparat de transmisie-recepție a semnalelor, fiind capabil să o localizeze, apoi pleacă în grabă către ea, răspunzând la rândul său acelor semnale. Cei doi încep să-și trimită semnale, modul lor de a-și transmite mesajele, am putea spune, până se întâlnesc. Pe timpul nopții, ei continuă să emită un cântec cu ultrasunete, iar în zori se împerechează. Un alt aspect fascinant și neîntâmplător al acestui fluture are loc în stadiul larvar. În această perioadă veți putea vedea o omidă destul de frumoasă care se cațără pe frunzele unui tufiș de oleandru. Omida este de culoare portocaliu, deschis cu pete negre și cu smocuri de păr care ies din corp. Oleandrul este o plantă otrăvitoare pentru majoritatea creaturilor. Animalele știu că nu o pot mânca. Este atât de toxică încât ucide animalele care îi consumă coaja sau frunzele. Totuși, această insectă este numită și omida oleandrului. Pentru că se hrănește cu această plantă și nu este afectată de toxicitatea ei, ea știe care parte a plantei este comestibilă și care nu, pentru că creatorul, nu din întâmplare, a programat-o să roadă doar în jurul vinelor frunzei. Aceste plante reprezintă cheia supraviețuirii acestor omizi. Omida crește, tot mai mare și mai viguroasă, până ce se transformă într-un frumos fluture colorat. Corpurile noastre, de asemenea, au fost programate de creator să crească și să fie tot mai viguroase, dacă suntem atenți să mâncăm și să bem ceea ce creatorul a stabilit că este sănătos pentru noi. De asemenea, și noi putem să evităm otrăvurile care ne pot ispiti uneori. În cazul nostru, creatorul ne-a dat creier ca să alegem cu ce să ne hrănim corpul și mintea, pentru că nu suntem fluturi sau roboți. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!